exemplu, desenho que eu trabalho para fumar, aí com o problema de uma cara lá, o gente. Așa cum știți, cele talentul care mă așteaptă, intrăm în repede în ea, să o înțeleg și eu. Deci este un ciriclu. Da, e problema rămasă de la subiectul 3 de ieri. Deci era valid vahar cilindric cu raza de 4 cm și volumul de 160 pi cm cubi. Ne cere la punctul A, calculați înălțimea paharului. B. În pahar este apă până la înălțimea de 8 cm. Radu pune în pahar pietricele sferice cu raza de 1,5 cm până când apa se revarsă din pahar. La atâta pietricică se varsă apa. După care, la punctul C, ne cere că o furnică pornește dintr-un punct A al bazei paharului, face odată ocolul său și ajunge la baza superioară, într-un punct A', situat pe acea generatoare cu punctul A. Aflați lungimea celui mai scurt drum. Deci... Pleacă din A. Pleacă din A, să spunem poziția asta. Face ocolul. Face ocolul, ocolul. Adică se duce... Ajunge tot în A. Și ajunge în partea asta, tot în punctul A. Dar cum zice o furnică, pornește din punctul A, pe bazei paharului, face odată ocolul său. Adică bazei, la bazei, eu așa înțeleg. Nu. No. A. Nu ați înțelegeți altfel. Încă deci, nu că ajunge la baza superioară. Deci. Într-un punct A prim, o furnică pornește dintr-un punct A, al bazei paharului, face odată ocolul său, al său ar însemna în baze, da? Al bazei, așa. Și ajunge la baza superioară într-un punct A', situat pe aceea generatoare cu punctul A. Exact. Deci eu înțeleg, acum să vă zic cum înțeleg eu, poate da, zic bine. Da. Pleacă din A, furnica, da, face o colo așa, și face o urcă în A'. Da, da. Cere aflați lungimea celui mai scurt drum. Eu așa am înțeles, dar mai știu unde? Poate n-am. Fiecare cum înțeleg. Hai să ajungem la acolo, până în două. Da, ne aducem la între zi. Mai analizăm și vedem exact la ce se referă. Nu văd de ce s-ar învârti pe cer furnica. Nu, ci pur și simplu poate să meargă din A și să ajungă pe aceeași. Adică se ocolește cercul, cilindru. Da? Și ajunge pe aceeași poziție pe generatoare, în punctul A prim. O desfășurăm și aflăm... Da, aș mai rezolva și aici desfășurat. Desfășurat și dreptunghiul acela și plecăm dintr-un colț și totul și altul. Exact așa. Sigur că furnica ar putea să facă așa zizarul, dar trebuie drumul cel mai scurt. Asta înseamnă să... Desfășurăm așa și la sfârșit. Vedem. Ne întoarcem aici. Cerea înălțimea și ne dădea volumul. Volumul și este... Și ne-am scopit pliarea bazei înălțimea, adică pliere pătrată înălțimea, adică ne-am scos înălțimea. Și pliere pătrată H egal cu 160 pi din H. Da. De aici, raza știută, H-ul se scoate, așa cum ați procedat, este egal cu 10 cm. Deci înălțimea, înălțimea acestui pahar este de 10 cm. Acum, acum la punctul B, zice că în pahar este apă până la înălțimea de 8 cm. Am făcut că am deci, dacă mai până la 8 cm, trebuie volumul. O să aflăm volumul apei, să vedem volumul părții care rămâne, nu? Care e gol. Și din volumul sferic scădem volumul apei, da? Și atunci vedem volumul porțiunii goale, din pahar. Eu am pus fel de altceva, că zicea că pietricele sunt formă sferică și la atâta piatră se revarsă apa. Deci am calculat doar volumul unei pietricele, mă bun. O să ajungem și acolo. Deci mai întâi să vedem ce volum avem la spațiu. Nu-i apă. Zona în care nu-i apă. Păi volumul egal cu are bazie înălțimea tot un cilindru. Are bazie înălțimea, are bazie ori 2. Care înălțimea aia e 2. De ce vă întrebăm? Că atâta a fost înălțim, în cilindrul ăla, și de 10 minus 8. Da. E zis area bazii? Am zis volumul. E egal cu area bazii în H. Are H și 2. Perfect. Așa am înțeles. Da, exact, rămâne. Da. Deci volumul sferei
spațiu, volumul cilindrului, spațiu gol. Da. Așa, volumul cilindrului, spațiu gol. Așa se numește, volumul cilindrului, spațiu gol. E ca cu pi r pătrat ori 2. Da, sau putem scrie H minus H1, ca să înțelegem. Hai să înțelegem H minus H1. Unde e egal cu 4, tot cu 4. Și pi ori 4 la 9, ori 2. Și care cu 32 e pi. 32 pi centimetri cubi. Acesta e volumul pe care... Asta îl împărțim. Igual. Asta îl împărțim la pietricene și mai adăugăm la volumul unei singure pietricene. Să și mai punem una ca să aflăm la câta pietricică deci, practic, un simplu pietricic la care peste numărul acela. Vedem de câte ori se cuprinde volumul sferei pietricene, da? Volumul sferei piatră, pietricică, pietricică, egal cu pi, raza sferei. Nu e calculat 4 pi r la 3, am calculat. 4,5 pi. 4,5 pi este volumul. 32 pi la 4,5 pi. 32 pi împărțit la 4,5 pi. Pi cu pi la 6,6. E ca și cum aș face 320 împărțit la 45. S-a simplificat. Ca 6. 6 ori, da? 6 ori, 4, 24, nu de 6 ori. De 7,1. De 7 ori, da? 7,1. Cam așa? 7. 7, sigur. Ca număr de pietricene. Și când curgea 8, da? La 8 care s-a rămas. Pentru că întrebarea era... La câta pietricică întrebați? La 8. De 7 ori 5, 35. 7 ori 4, 28 și 3, nu? 31, 5. Da, și e limpede că următoarea petricică, deci rezultă a 8-a petricică la a 8-a petricică, apa se revasă. Apa se revasă. Deci 7, da, a 8, da, sigur, apa se revasă. Deci, nu e timpan la ultima. Deci, să ne ducem repede la ultima problemă. Acolo e vorba de desfășurarea cilindrului. Și plecăm din nama și trebuie să ajungem la prim. Da, așa. Da, diagonala aici. Asta e drumul cel mai scurt. Și pentru chestia asta, cel mai simplu lucru este să vedem care sunt dimensiunile ca să aflăm în diagonală. Înălțimea este știută, este de 10. Da, e de 10. Și asta e tot ce are. Asta e 8. E lungimea cercului, nu? Așa. Cu tot cercul am desfăcut. Lungimea cercului cu raza de 4 cm. Uitați-vă sub, uitați-vă, ăsta a fost sub paharul, da. Și acum l-am desfășurat. Ce? Ce-am desfășurat? Ce? Deci, uite. Jos este lungimea cercului. Da. Da. Și sus la fel. Asta de aici este lungimea cercului. 2 pi pi. Deci, egal cu 2 ori pi ori 4. Adică 8 pi. 8 pi. Deci, ce, nu e același răspuns? E același rezultat, mai zice că 6 pietricele ocupă 31,5, dar am verificat și un bărț, că nu e bine. Păi, n-am văzut cu tot toți. Deci, face 8 pi și dacă e 8 pi, înseamnă că avem... 10 pi ori... Asta e de 10. Asta e de 8 pi. Așa, și atunci A prim este radical din 100
Autorizăm minimum, spate plus, 64 pei pătrați. 64 pei pătrați. În rămâne că să facem calculul acesta, nu știu ce calcul văd numeric, înseamnă pisă, nu cred, 3,14 aproximativ. Așa lasă și 100 din 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 100 care trebuie să continuăm, da, deci n-a rost. Da, ca să le mai explicat ceva, dar nu facem un alt subiect tot bun, tot are. De la început, hai, repede. Da, de la subiectul unui italian, da. Bun. O să scriu, mi-a dat pisul ca subiectul, da, sau? Asta trebuie, dar tu vrei să aici cu care, și care vreți la 64? 64, să facem capcoadă. Capcoadă, tot? Da. Da, subiect bun. Ce scrie la valoare? Poate scrie subiect de valoare, da? Subiect de evaluare. Da. Subiect de evaluare. Și evaluare națională. E testul 64 din la pagina 234. Dar nu am pentru subiectul 1. Ia să mă uit eu, dacă așa mai bine. De subiectul 1? Da. 1 arat. Numărul natural cuprins între 4 radical din 3 și 5 radical din 2 este 4 radical din 3 mai mic decât X, mai mic decât 5 radical din 2. Radical din 2. Și natural. X fi natural. Cu X natural, X egal cu cine? Este pentru da. Cine? Pe cine este X-ul? Între 4 radical din 3 și 5 radical din 2. X-ul natural. X-ul natural. Când pe radicalul ăla băgăm radical, așa. Deci transcrie asta inegalitatea echivalent cu radical din 48. Da, Mirona? Da, da. Mai mic decât X. Mai mic decât 50. Și rezultă că X este radical din 50. Da, și rezultă că X este 7. X ar fi 7. Deci, cu alte cuvinte, să fim la pătrat. Ca să fii și mai așezat pe treaba. Echivalent la spune că 48. Mai vrei să vrea să mai mic decât 50. Dar cum reacționești tu cu lise? Da? Și ce pătrat se află între 48 și 50? 49. Deci asta înseamnă că x pătrat egal cu 49. Deci știi ce înseamnă x egal cu? Radical. De 49 de x egal cu 7. X-ul la cap, cuprins între numele cele, X-ul este egal cu 7. 2. Punctul de deci, atenție, insist aici. Ca să puteți face calculul corect, așa cum spuneți. Altfel, aș fi aproximat pe radical din 3 cu 1,73. Da. Și 4 ori 1,73. 4 ori 1,73. Mai mic decât X, mai mic decât 5 ori 1,41 parte. Da, s-au ridicat drept la pătrat. 1,41. Și deci vedem ce X ar înmulți cu 5, da, să nu uităm. Cu 5. Și ne dădeam seama că e vorba tot de X egal cu 7 natural, cuprins între. Sau, adică direct la pătrat, s-a pierdut un timp aici. Și ne introducea subradical și nu știu ce. Era cât era 25 ori și... Deci, tot așa de bine Mirna, 16,348, mai mic decât X pătrat, ajungem acolo. Mai mic decât 50. Asta am să spun, că puteam spune doar asta. Mergem mai departe. 2. Punctul de intersecție al graficului F. Graficului F. Dar cine nu, fie? Nu, nu, F definită F. Nu, nu. Da, așa, F definită deci, F. Deci, e funcția F, definită pe. E, valoare în F. Având rețeta f de x egal 2x minus 6
Deci ne cere punctul de intersecție al graficului funcției cu axa OX. Deci facem cu A, graficului F intersectat cu axa OX. Are abscisa egală cu puncte puncte. Atunci, coordonatele lui A sunt A egal cu, sau așa cum spunem problemă, X indice A, abscisa lui A, X indice A, egal cu cine? Puncte puncte. Să dăm valul lui X. Adică? 2, 4. Dăm un valor lui X, da? Dar pe axa X-ul cine cât este? Cine este 0? Cine pe axa X-ul tu tipui 0? Cine pe axa X-ul tu tipui 0? Da. Că nouă ne intersecția graficului cu axa X-ul. Pe o coordonată o știm. Care, pe care o știm? Pe 0. Pe cine este 0 pe axa Y-ul? X-ul ăla de pe axa X-ilor, dar cine este 0 pe axa X-ilor? Tot timpul. Maria, Y. Y este 0. Asta se întâmplă. Pe axa X-ilor, tot timpul Y-ul e 0. De-aia cere autorul numai X-ul. Locurita e axa X-ilor, da? Pentru că Y-ul e 0. Altfel spus, punctul A, Y-ul lui A, este 0. Deci, tot timpul, Y-ul A este egal cu 0. Și atunci? Ce înseamnă Y-ul egal cu 0? Deci 2X minus 6. Ce înseamnă 2X minus 6 egal cu 0? Adică X egal cu 3. Adică X-ul A egal cu 3. Cu ce plecăm de aici? Atenție! De aici chiar că trebuie să plecăm, că nu. Păi voi pășiți foarte repede peste ieșițiu. Exact. Deci, da, am ajuns să iau 3. Da. Dar care a fost miezul problemei? Cum ai ajuns acolo? Deci, cum ai ajuns păi zice că A egal cu graficul lui F este egal cu X. Deci graficul lui F intersectat cu axa X. Și l-am notat cu un punct A. Da. E intersectat într-un singur loc, nu? Păi, într-un singur punct. A mare, un singur punct. Intersecteze axa OX. Atenție. Lăsați-mă. Deci graficul lui F intersectează axa X într-un punct. Poate să fie și varianta când să nu intersecteze? Deci autorul spune intersectează. Întrebarea mea este, poate să se întâmple să nu intersecteze axa X? Aveți vreo situație, de exemplu, a graficului unei funcții în care să nu intersecteze axa X? Puteți să-mi dați un exemplu? De ce au spus autorul că intersectează sigur axa X-ul? Ca să avem un punct A. Nu, nu, dar dacă am pus așa, înseamnă că există și varianta când nu intersectează. Poți să-mi dai exemplu de rețetă a unei funcții care să nu intersecteze axa X-ul? Când ori X e paralel cu dreapta aia, cu G. Aaaa, deci X, axa X-ilor e paralelă cu dreapta aceea, da. Cum se intersectează? Dacă sunt paralele, partea A egală cu A egal cu Y pe 2 minus Y pe 1 supra plus era. Au partea A egală, nu? Deci, hai să analizăm cu atenție. Deci, am spus foarte bine că dacă o intersectează, înseamnă că merge paralelă cu ea. Știi tu care ar fi rețeta pentru astfel de funcții în care nu intersectează? Pe cât este Y tot timpul? Cum să fie zero? Uite, este un Y. Deci este un Y. Are o valoare. Și este constant tot timpul, este aceeași valoare. Indiferent unde îți duci X-ul, Y rămâne aceeași. Deci funcția Y de X egal cu K, o constantă. Deci nu mai există coeficientul X. Adică dispare X-ul și rămâne X egal cu una cu minus 6, cu minus 3, cu 7, cu 1. În relația noastră, după rețeta care dă autorul, 2X minus 6, fiindcă există coeficientul lui X, atunci are loc problema. Are loc intersecția dreptei, deci va fi o dreaptă, nu mai este paralelă.
Și va fi o transferitare undeva. E, autorul spune, știți voi început? Stai și nu e exact de contorante. X-ul nu știu, dar Y e tot timpul 0. Pe axa. Pe axa. Dacă punctul e pe axă... Păi da, asta spune. Y e 0. Deci, ori de câte ori e vorba de o intersecție a unui grafic cu axa X-ilor, înseamnă că Y e 0. Deci tot timpul. Și asta e și ecuația. Deci XX prim, XY prim, are Y egal cu 0. Asta e ecuația dreptă. Y cu 0. Dar dacă spun Y egal cu 1, despre ce? Y egal cu 1, despre ce grafic vorbesc? Despre o paralelă. La axa X-ul, la unitate, la distanța de cât? De 1. De unitate, de 1. Dacă spun Y egal cu minus 1, e vorba de o paralelă, duse la axa X-ul, prin minus 1. Deci Y când spune că rămâne 1 tot timpul, sau minus 1, sau 7, sau 5. Și aici Y este 0, pentru că însă nu m-am dus nici mai sus, nici mai jos. Este tot timpul Y cu egal cu 0. Nu știm bine că aici e 0. O zi vorba de 0, 0. Punctul acesta are atât X cu și Y cu 0. Deci am vrut să spună aflați abscisa. N-a spus aflați ordonata. Dacă spuneați aflați ordonata, poate era simplu. Spuneam Y cu 0. Că asta se întâmplă tot timpul pe axa X-ul. Y este 0. Și tocmai asta a spus că a făcut pe Y egal cu 0 și deci a găsit X-ul. 2X minus 6 egal cu 0. Deci, vă dați observații. Observații. La intersecția graficului cu axa X-ilor. Da. Cu axa X-ilor. Haideți de graficul cu axa X-ilor. Facem Y cu egal. Luăm Y cu egal cu 0. Și aflăm? Și facem Y cu egal cu 0. Adică anulăm 2x minus 6, ca și mai nu, dacă y cu 0, 2x minus 6 egal cu 0, și dacă o găsim x-ul respectiv, găsim abscisa. La intersecția graficului cu axa y, cine este 0 tot timpul la axa y? Y. A zis x-ul. La intersecția graficului cu axa x, așa este, dar la intersecția graficului cu axa y, x-ul este 0, da? Și Y cu trebuie aflat. Se mai zice că Y cu acela este ordonata la origine. De ce să zice ordonata la origine? Pentru că este Y cu pentru X egal cu 0. Da? Deci, la intersecția, mă dați așa, la intersecția graficului cu axa Y-ilor, intersecția graficului cu axa Y-ilor, luăm X-ul egal cu 0, în X-ul egal cu 0, iar Y-ul se obține după locuire. Y-ul se obține înlocuind pe X cu 0. Și valoarea Y-ului se poartă numele, de ordonata la origine. Ordonata la origine. Adică ordonata pentru X egal cu 0. Poate să vă pun, eu așa și fac formularea să vă ieșiți, în care vă dau o întrebare de țetă. E de X egal cu 1 și spune, aflați ordonata la origine. Și nu spate de mână. Ce înseamnă ordonata la origine? Nu spune intersecția grafică cu axa Y, nu spune nimic. Aflați ordonata la origine. Da? Deci, ia să vă zice, fie funcție de X egal cu 1, lăsați, fie funcție de X egal cu minus 3X plus 5,
La indexe, ca cum nu spre expus, și încep de vin pe el, valorizat. Așa. Ce zici, Matur? Aflați ordonata la origine. Aflați ordonata la origine. Aflați ordonata la origine. Adică, ce facem aici? Cu GF interzicea cu Y. Cu Y, da? Adică facem pe cine 0? Pe X egal, da? Adică echivalent, v-a spune, pentru X egal cu 0, obținem. Deci asta s-a spus. Pentru X egal cu 0, obținem Y egal cu F de 0 și care face? 2. Cazul modelului nostru, da? Asta este ordonata la origine, este 2. L-am dorit acum. Deci m-am trezit că nu a fost clar de ce pune autorul problema să aflăm abscisa. Pentru că numai abscisa se pune problema să o aflăm. Ordonata este 0 tot timpul. Deci Y este 0 tot timpul pe axa? Pe axa? X-ilor, da. Și când se pune problema aflării ordonatei la origine, atunci e problema intersecției graficului cu axa Y-ilor. Și atunci X-ul e egal cu 0 și găsim Y-ul scotat. 3. 3. Între numele A, A e egal cu 2 la 3 și 3. A e egal cu 2 la 3 și 3. Și 2 e egal cu 3 la 3 la 22. Mai mare este numărul. Cine este mai mare? Păi, comparăm. Da, trebuie să comparăm pe 2 la 33 cu vecinul său, 3 la 22. 2 la 33. Deci, 2 la 11 totul la 3-a și 3 la 11 totul la 2-a și 2 la 11 cu 3 la 1. Haideți să vedem. 2 la 3-a totul la 11. Așa, da. Deci, asta e vedenit de la care? Pe care o scrie? Ca fiind 2 la 3 ori 11 și vecina, vecinul său, 3 la 2 ori 11. Și gândindu-i așa, dacă aranjăm 2 la 3 totul la 11, 2 la 2, 3 la 2, totul la 11, avem de comparat două puteri cu același exponent. Fiind același exponent, bazele vor hotărâ și este echivalent cu compararea. Ca și m-am simplificat. 2 la 3 cu 3 la 2. E de fapt am comparat cu 8, care e mai mic decât 9. Adică dacă 8 mai mic ca 9 și ăsta din 2 la 3 și 3, deci echivalent acum cu B mai mic decât A, da? B mai mic decât A. B mai mic decât A, mai mic decât B. A mai mic decât A. 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 4. Mai insist aici. Da. Se fac foarte multe ghișiții de acestea, în care țara are în vedere compararea lui 8 cu 9. Și autorii, când propun astfel de ghișiții, merg de la faptul că 8 e mai mic ca 9, lucrul evident, și ridică ambele la o putere. Sunt până la puterea 23. Și zice 8 la 23, e clar că e mai mic decât 9 la 23. Și ca să ascundă, echivalent, pe 8 îți scrie pe 2 la 3, 2 la 3, totul la 23, mai mic decât 9 la 3 la 2, totul la 23. Și care înseamnă echivalent? 2 la 69, 2 la 69, mai mic decât 3 la puterea 46. Și că îmi doresc să-l complice, mai mic ăsta decât 3 la 47.
Și asta e adevărat. Și atunci este situația compare numele 2 la 69 cu vecinul său 3 la 47. Vă spun din mână. La asta nu mai e exponentul acela 23 să-l vezi. Atunci ești pus în dificultate. Și tu trebuie să simți că fiind baza 2 și 3, tot de la 8 mai mic ca 9. Aici, și atunci, între ele, bagi pe cine? Pe 3 la 4, 6. Te trebuie 69 cât face, că nu o fi chiar așa de dur să strici și cu ăsta. Poate să-l strici și cu ăsta. Și zice 2 la 68. Și atunci te-au stricat și nu mai apare 23 ăla care să te determini să faci pe 3 la 4, 6. Dar un grad de dificultate mai mare poate să-și propună cu un majorant într-o parte sau un minorant într-o parte. Nu și în stânga și în dreapta, că atunci trebuie ești. Între ele, între 2 la 69 și 3 la 4, 6, nu mai poți să bagi pe cineva, că sare în stânga. Dar în exterior te poți duce ca să strece ghiștiu. Deci asta este o tehnică foarte des folosită când e vorba de compararea cuibului 125 care înseamnă 5 la 3. Hai să vedem cu cine se poate compara cu 64 ori 2, 128. 128. 125 e mai mic decât 128. Da? 125 mai mic decât 128. Dar 128 înseamnă 2 la 7 acum. Că 2 la a 4 la 16. 2 la 5 a 32. 2 la 6 a 64. Și 2 la 7 a 127. Face 2 la a 7. Deci, iată o inegalitate foarte dură, desfolosită și ea, din 125 mai mic decât 128. Adică 5 la a 3 e mai mic decât 2 la a 7. Și acum se ridică la anumit membri, la același exponent, 23 sau 15 sau 13, și zice să se compare cel, după ce a plecat el. Ori de câte ori vezeți cum a fost aici 13 și 22, 11, e simplu. E foarte simplu. Scrii totul la 11, totul la 11, simplifică și până rămâne acelea de bază. Da. Dar dacă apare altceva, se complică chestia. Patru. Vă spun un unghi la centru, în sector de cerc, a cărui arie este a 10-a parte din aria cercului din care provine sectorul, este egal cu, deci măsura unui unghi la centru al unui sector de cerc, a cărui arie este a 10-a parte din aria cercului din care provine sectorul, este egal cu. Deci, aria cercului cu cine este egal? Aria cercului este egal cu fi, iar pătrat. Aria sectorului de cerc, aria sectorului cerc egal cu PM pătrat supra 360, adică pentru un singur grad, oricâte grade vor avea la centru, vor fi PM, da? Și acum, area sectorului să fie a 10-a parte din area cercului. Ar fi spus de 10 ori area sectorului cercului să facă area cercului. Deci problema era așa. 10 înmulțit cu area sectorului cercului fie egal cu area cercului. Ca așa a spus. Să fie a 10-a parte, înseamnă de 10 ori. 5 ar însemna echivalent. Să fie pătrat supra 36 ori. 10 ori pi. Da, iar... Păi, ar zic 10. 10 10 ori pi iar pătrat. Supra. Pi-a pătrat supra, este 180, supra 360, da? Da. Ori de an, egal cu fi, i-a pătrat. Așa, deci sunt că pi e... Pi-a pătrat cu pi-a pătrat, stânga dreapta. 10 cu 0 de aici și vine
e supra 36. Egal cu. Adică e 36 de grade. Da. Deci care este unghiul la centru? 36 de grade. Și a fost aici. A fost, că n-a fost. Da, deci să știu alea sectorului cer, să știu și zamarea cerului. Că înseamnă a 10-a parte, înseamnă a 10-a parte din cer. Adică de 10 ore alea cerului, alea sectorului cer, să facă cer. Ce scriu asta și am zis? Sigur că da. Scriu eu așa, să simt că e un pier pătrat cu pier pătrat, vedeți? E un calcul care urmează să-l surprindem repede. Nu, e egal cu 36. 5. Volumul unei sfere cu diametru de 6 cm este egal cu volumul sferei cu diametru de 6 cm. În care diametru de 6 cm înseamnă raza egală cu cât? Raza sferei. Dacă diametru de 6 3. 3, da? Deci și raza egală cu 3. 4π/3. 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 Pe 3. Iată, la volumul sferei, trebuie să înțelegeți că trebuie să fie unitatea la a treia. De ce? El la a treia. Și el apare supra 3. Vă spuneam ce data trecută, asta să spun. Face la 11, la 12, parcă zic. La 12. La 12. Și va fi în cazul de față, egal de parte, cu 4, pi, 3 la 3. Da? Supra 3. Simplificăm pentru 3. Facem 4, 9, 36 pi centimetri cubi. Iată că am făcut și 5-ul. Acum 7. Și vă făceam de repede un tabel. Am zis dacă ai știut, dacă vreți să vă fac eu un tabel de repede. Așa. Și acum 6. Vor să acasă să vadă, da? Am înțeles. Insist aici, la volumul sferii, am văzut aria sferii. Putem să vorbim de aria lateral și aria total la sferă? Nu. Aria și punct. Aria și volum. De ce? De ce nu vorbim și aria lateral și aria total? Nu există. Nu există aria lateral, ci numai aria. Nu vorbim nici. N-am varze, n-am așa, dar aria sferii cu cine este egal?
Și la sferă este și supra-trending, cu acel. Deci 4 pi r la 3 și 4 pi r pătrat la ampere. Și aici e supra 3 la volum, din face nu mai se supra nimic. Trebuie să ține, faci o legătură ca să țineți minte. Că mi-a care 4 pi r la 3 pe 3 și 4 pi r pătrat, nu. Poate nu țineți, da. 6. În tabelul de mai jos, se specifică vârstele participanți într-un tabăr. Vârsta medie este de câți ani? E 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 supra 6. Jos din urmă de ele. La ce 6? Media vârstei, nu? Vârsta medie este de... Câți ani vârsta medie? 10 plus 13. Vârsta medie. Păi le adunăm vârsta și împărțim la câți ele sunt. Deci adunăm vârste de acolo. Da, și poți. La ce 6? Că nu sunt 6. Și câte ele sunt? Sunt 10 care au 10. 10 ani. 13 care au 11. 10 care au 13. 15 care au 15. Media ponderată. Deci media ponderată. Cum era media ponderată? Aia... X-ul nu are 4-1 plus X-ul supra ponderată. Deci... Dacă o să gândim în felul următor, deci sunt 10 de cu 10 de cu vârsta de 10 ani. Mm-hmm. Și acum, dacă adunăm, dacă mulțim pe cei 10 elevi cu 10, intră o anumită sumă, nu? Mm-hmm. 10 ori 10, 100. 11 ori 13, iar le dă o sumă. Și făcând până la așa, și împărțim acum totul la numărul de elevi. Corect, da? Câți elevi sunt în total? Ca să vedem vârsta medie. Nu adunăm vârstele la aici și împărțim la 6, că acolo uite câți elevi sunt. Sunt 6 elevi. Deci depinde, unii sunt în număr diferit de celălalt. Uitați, 10 sunt cu 10, 11... Cu 3. Da? Deci ce trebuie să facem? Facem așa. Vârsta medie egal cu 10 ori 10 plus 11 ori 13 plus 12 ori 10 plus 13 ori 15 plus 14 ori 18 plus 15 ori 24, totul supra numărul total de elevi. 10 plus 13 plus 10 plus 15 plus 18 plus 24. Și iată cât ne dă? 90 de elevi. La anumitor 90 de elevi. Și la anumitor da, sunt 100 plus 143 plus 120 plus 195 plus 252 și plus 360. 1170 supra 90. 814. Ce reprezintă asta? Poate fi vârsta de 814? Deci, vârsta...